Vreau să văd filmul. Ce film? Filmul în care Andrei se culcă cu Ioana. Eu nu l-am. Nu? Tu știi tot. Arată-mi-l. Ok. Dar să știi că eu... Taci. E plin. Crezut niciodată că ai fi în stare de așa ceva. Să ce? Să mă culc cu altă femeie? De parcă tu nu te-ai distrat cu ce ai vrut tu. Am văzut că ai apărut prin toate ziarele. Eu sunt o sfântă. Aș fi putut să trec peste orice, dar am văzut cum te uitai la ea. Da, am înțeles, ai plătit pentru câteva ore de plăcere. Pot să trec peste asta, pot să trec peste asta. Dar am văzut cum te uitai la ea! La mine nu te uita niciodată așa. Am văzut cum vă mânghiați, am văzut cum o țineai în brațe. O doreai mai mult decât m-ai dorit pe mine vreodată. Atunci de ce nu pleci de aici? Fix asta o să fac. Bun. Nu mai vreau să mai fiu soția ta. Te urăsc. Crede-mă, eu te urăsc mult mai tare. Da? Mă urești? Da. Pe tine trebuie să te urești. Tu ai stricat tot corgoliul tău de macho. Ce-ai crezut? Ce-ai crezut? Ce-ai crezut? Că o să-ți pici în plasă? Tu ai picat în plasa ei. Tu! Tu! Și acum că s-a aflat adevărul, ce vrei să faci? Ce vrea să facă Andrioșa? Ce vrea să facă? Să sacrifice tot ca să-i fie ei bine? Și mie să-mi dai așa un primul de consolare! Tu n-ai cum să înțelegi, Lili, și nu o să înțelegi niciodată, pentru că tu nu iubești pe nimeni cu adevărat. Ba da! Mă iubesc pe mine! Și de asta o să plec. Bun, dar te rog frumos, pleacă! Vrei invitație oficială? Pleacă! Hei, se poate mai încet? Nu de alta, dar Ștefania are un coleg la ea și se aude tot. Foarte bine! Să știi de mici că nu există iubire. Gata.